Marți, 6 octombrie, au debutat la Iași manifestările ce marchează a 30-a ediție a Zilelor Academiei Ieșene. Evenimentul s-a desfășurat în aula filialei Ieșene a celui mai înalt for științific național, cu rolul de a reglementa etica științifică, de a elabora tratate și monografii cu valoare științifică majoră și, nu în ultimul rând, de a realiza studii și cercetări aplicate de mare impact socioeconomic. Toate institutele sau centrele Academiei organizează manifestări științifice sau culturale la care poate participa oricine, vin și colegi din țară, vin colegi din străinătate, vin cetățenii ai orașului și nu numai ai orașului, se discută probleme științifice, probleme de cultură și este un moment important în viața orașului Iași. Deschiderea festivă a noii ediții Zilele Academice Ieșene a cuprins și un scurt program muzical susținut de Quartetul Artes de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Suita de manifestări a cuprins prezentarea conferințelor Geneza și simbolistica ornamentelor de pe ouăle pascale, susținută de profesor universitar dr. Ion Ciubotaru și Nicolae Iorga, Omul și Opera, prelegere susținută de academicianul Alexandru Zub. Și s-a numit că titlul aveseriei Omul și Opera, voi neutru, voi cerușim, trebuie să fie și un fel de recunoaștere pentru aceste demersuri ieșine în materie de viață și operă Nicolae. Totodată, o prezentare importantă din deschiderea oficială a Zilelor Academice Ieșene a fost punctată de academicianul Bogdan Simionescu. Acesta a prezentat universitarilor și studenților prezenți în sală un proiect pe tema Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani în viziunea Academiei Române. Proiectul pornește de la situația actuală a României, fiind identificate punctele tari și cele slabe, pe baza acestor aspecte fiind structurată perspectiva strategică de dezvoltare a țării. Proiectul va fi realizat prin intermediul a 11 subproiecte, dacă vreți, care privește și cultura, și școala, și siguranța energetică a țării, și siguranța alimentară a țării, și rolul României în viitor într-o Europa unită, și diferite alte aspecte care privesc viața noastră de zi cu zi. Proiectul va fi prezentat populației, dacă vreți, în diferite expuneri. Vor fi primite sugestii de îmbunătățire a acestei propuneri de proiect până la urmă. Apoi, clasa politică îl va cunoaște, vor veni cu sugestiile lor diferitele partide politice. Pe baza, cel puțin acesta este planul, pe baza tuturor acestor sugestii se va face proiectul final. Și vom invita clasa politică să semneze acest proiect final. După asumarea proiectului final de către clasa politică, reprezentanții formațiunilor în cauză trebuie să se angajeze că îl vor pune în aplicare în următorii 20 de ani. Activitățile cuprinse în agenda celei de-a 30-a ediții vor continua cu simpozioane, dezbateri și conferințe, programul complet putând fi consultat pe site-ul Academiei Române, filiala Iași.